Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucerici părinți, stimați seminariști, dragi credincioși! Cred că cam cu o lună în urmă am putut găsi printre știri una care suna așa. O cerșetoare din Târgu Jiu ducea o viață foarte grea, trăia doar pe străzi, dar în momentul în care a murit, în traista ei, pe care o purta permanent cu ea, s-au găsit 10.000 de lei, 100 de milioane. Le purta tot timpul cu ea, dar trăia dintr-o sărăcie. După ce a murit, am înțeles că primăria Târgu Jiu a mormântat, dar au apărut și rude care au cerut acești bani. Dar nu asta e important. Citind această știre, mă gândeam că ceva nu e normal. Acea persoană, nu? Ceva n-a funcționat bine. Ordinea priorităților sale n-a fost firească. Pentru ea nu era mai important decât să adune acei bani. Și situația ei a fost ca atare. Evanghelia de astăzi ne invită, dar foarte frumos, chiar pitoresc, aș spune eu, să vedem altfel lucrurile puțin față de acea persoană. Această evanghelie, în paranteză fie spus, nu prea o auzim. Cred că n-am auzit-o de vreo 10 ani prezentată. De ce? Pentru că de obicei, duminica a 8-a, se nimerește de obicei pe la Rusale, pe la Sfânta Treime și este înlocuită această evanghelie. Și mă bucur că anul acesta, pentru că sunt mai lungi cășlegile, adică, scuzați, timpul până la Miercuri Cenușii, această evanghelie ne apare. Sunt multe lucruri interesante. Eu aș sublinia cel puțin 3. Se vorbește despre providență sau grija lui Dumnezeu. Se vorbește despre încredere în această providență. Și al treilea lucru, despre creație. Creație, vom vedea noi de ce spun acest lucru. Mai întâi de toate, providență. Chiar dumneavoastră folosiți cuvântul providență în limbajul obișnuit. Niște ordine călugărești l-au pus în numele lor. Surorile providenței, Divina Providență, și acolo îl mai auzim câteodată. Mi se pare foarte puțin. Providența este de fapt faptul că Dumnezeu are grijă de orice. Ceea ce a creat El nu poate să lase deoparte, nu poate să-l lase fără grijă, nu poate să-l lase fără a fi atent cu acea viețuitoare, cu acea plantă, cu acel om. Poate cel mai bine se vede această providență a lui Dumnezeu în câteva exemple. Unul este, de exemplu, Sfântul Iosif Cotolengo. Bănuiesc că ați auzit despre el, dar dacă n-ați auzit, merită să citiți ceva. Acest părinte Iosif Cotolengo, născut undeva în nordul Italiei, în localitatea Bra, a vroit să exerseze, să trăiască, să experimenteze providența lui Dumnezeu. Și în casele pe care le-a instituit, mai ales la Torino, el a înființat aceste case în care se ruga, în care avea grijă de cei mai săraci dintre săraci, de oamenii cei mai părăsiți de pe stradă. Dar fără a avea un proiect economic, fără a face un plan financiar, fără a gândi anul viitor vom avea atâtea venituri și atâtea cheltuieli. Nu. Iosif Cotolengo, Sfântul Iosif Cotolengo, a lăsat ca toți aceia care se adună acolo să se roage, și așa vor trăi prin mila lui Dumnezeu. Și așa a fost. Într-o zi, se spune că cel care se ocupa de bucătăria acelei case, se chema Piccola Casa de la Providența, casa mică a Providenței, vine și îi spune Sfântul Iosif Cotolengo: Părinte, până aici ne-a fost. Nu mai avem absolut nimic, dar absolut nimic în cămară, nici măcar un căuș de făină. Sfântul Iosif Cotolengo s-a dus în capelă și a început să se roage. În acea seară,
spune istoria, a bătut la casa, la poarta casei, un căruțaș, cu o căruță cu 10-15 saci de făină. I-a descărcat pe toți și a plecat. Cine a fost acel căruțaș? Nimeni nu știe. Dar casa aceea, și atunci, și după aceea, trăiește din providența lui Dumnezeu. Asta este providența. Un al doilea caz, recent și aproape de noi. Nu știu dacă ați fost vreodată la Odorheiu Secuiesc. Poate n-ați avut ce căuta acolo, nu prea este trecere prin Odorheiu Secuiesc. Dar acolo, pe un vârf de deal, foarte sus, este o casă cu vreo 200 de camere, mare, 300 de geamuri, mare. Aici trăiesc niște surori. Și în această casă mai trăiesc 100 și ceva de copii. Această casă de la Odorhei nu are nici o subvenție de la stat. Nu are nici un ajutor oficial. Această casă trăiește din două lucruri. Din faptul că în acea casă, în acea capelă, eu am celebrat de vreo două ori liturghia acolo și mi s-a spus să acoperim Sfânta Taină în timpul liturghiei, deci în acea casă, la orice zi, la orice oră din zi și din noapte, există un copil sau doi, o soră sau două, care rămân în adorație. Aceasta este sursa de venit a acelei case. Dacă treceți, vizitați această casă și sora care este acolo, cu lacrimi în ochi, vă va povesti mulțimea de minuni care se întâmplă acolo. Tot ea povestea că la un moment dat trebuia să plătească o factură cu 1500 de, nu știu, de lei pentru nu știu ce. Și a mers în capelă noaptea la ora 12, nu mai putea, nu mai știa ce să facă și a spus, Iisuse, salvează-ne, n-avem cu ce plăti. A doua zi, o să spuneți că este o minune. Este o minune, da. A doua zi, în contul lor, a venit de undeva o sumă de 2000 de lei. Au plătit acest lucru. Providența. E un cuvânt greu, un cuvânt în care parcă nu am avea noi totdeauna chiar mare încredere. Și o să spuneți așa, da, nu trebuie să muncim, atunci lăsăm totul așa deoparte, devenim imobili, statici, fără interes, fără proiect, ce facem atunci? Stăm cu mâinile ridicate la cer? Ce facem? Da, e adevărat, acest lucru poate apărea ca o întrebare, dar nu ca o rezolvare. Și am să vă spun cum. Noi, de fapt, sau Evanghelia de astăzi, nu ne cere să fim imobili, să nu mai facem nimica și Doamne dă-ne, Doamne fă-ne, ci ne cere ca să avem totdeauna în proiectele noastre să-i dăm un loc lui Dumnezeu. Sau proiectele noastre să se desfășoare în ochii lui Dumnezeu. Sau, datorită intereselor noastre, Dumnezeu să nu fie dat deoparte. Se spune despre doi tineri care trebuiau să se căsătorească. De obicei, nu știu, nu supăr pe nimeni, cred. Nu știu cum se fac proiectele de căsătorie. Nu știu, într-o zi, în două, ce are prioritate, ce n-are. Dar la acești doi tineri se spune așa. Când au luat decizia înainte de logodnă, au zis ca Dumnezeu să fie prezent în proiectul nostru, o noapte înainte vom merge și vom sta în rugăciune în biserică. Și mirele și mireasa. Au făcut logodna, iar în ajunul nunții, nu știu ce fac alții, probabil alte preocupări, din nou acești doi tineri, din Moldova de aici, au mers și au rămas în noaptea dinaintea nunții, în biserică, timp de 6 ore. Adică, în proiectul lor, cred că vă place acest lucru, în proiectul lor, Dumnezeu a avut prioritate. Facem noi acest lucru, noi îl facem, nu îl face Dumnezeu pentru noi, dar în acest moment îl vrem pe Dumnezeu martor, îl vrem sfătuitor, îl vrem de ajutor, vrem ca El să fie Cel care sfințește activitatea noastră. Și tot legat de aceasta, în Evanghelia de astăzi, sigur că traducerea românească nu e chiar foarte exactă, adică a repetat alte cuvinte, dar dacă ar fi să numărăm, ar fi de 6 ori cuvântul nu vă preocupați.
Nu vă îngrijorați, nu vă îngrijiți, atenție, nu vă îngrijorați. Da? Se preocupa cineva, ce înseamnă acest lucru? A te preocupa de un lucru înseamnă că dai totul deoparte și vrei numai acel lucru. Cauți numai acela. Lași totul, lași toată familie, lași asta, mă preocup să-mi fac carieră. Ei, voi lăsa multe, voi lăsa familie, voi lăsa multe, multe lucruri ca să mă preocup pentru cariera mea. Așa și aici Iisus ne spune, nu vă preocupați ce o să mâncați, nu vă preocupați cu ce o să vă îmbrăcați, nu vă îngrijorați voi, pentru că este și un Dumnezeu. Și este așa de frumoasă lecția naturii astăzi, de exemplu, admirabilă. Și dacă vrem să ne gândim, vedem foarte bine locul lui Dumnezeu, activitatea lui Dumnezeu, cu păsările. Toată ziua vedem păsărele, unele ne plac, altele nu ne plac. Păsărele în jurul nostru, păsărele peste tot, păsărele care ne încântă, păsărele care ne deranjează, dar multe, și feluri și variate, și felurite. Păi ele n-au niciun ministru de finanțe, n-au niciun plan financiar, n-au nicio fabricuță, n-au nimică, nu? Și totuși trăiesc. Mai întâi toate că sunt creația lui Dumnezeu, nu sunt o întâmplare. Asta e una. Dar în al doilea rând, ele supraviețuiesc. Cum adică? Nu-i o minune? Eu cred că trebuie să vedem, sigur, deschidem ochii puțin, dar a vedea că totul de fapt se desfășoară în ochii lui Dumnezeu. Și Iisus vine cu acest exemplu. Ele nu fac nimic, nici nu sapă, nici nu ară, nici nu seceră, nu fac nimic. Și totuși Dumnezeu le oferă cele necesare. Și a doua imagine și mai frumoasă parcă cu florile câmpului. Tuturor ne plac florile, le vedem, le admirăm, le mirosim, ne încântă casa, ne încântă curtea, ne încântă viața, ne încântă totul, culoarea lor, forma lor, proporția lor, aroma lor și așa mai departe. Oare chiar atâta frumusețe? Oare chiar atâta gingășie? Oare atâta culoare să fie doar un rod al întâmplării? Dumnezeu le îmbracă așa de frumos. Toate răsar dintr-un pământ negru, nu? Un pământ care nu are nici culoare, nici formă, nici miros, nu are nimic. Toate vin din același pământ și totuși atât de variate și atât de frumos. Și Iisus așa parcă trage o concluzie. Ele nici nu țes și totuși sunt nici nu cost, nici nu fac nimic altceva și totuși Dumnezeu le îmbracă cu atâta frumusețe. Lecția naturii. Sigur că nu este o imitare aceasta, adică nu vom imita florile, stăm cu minți așa în picioare și vom înflori. Nu asta vreau să spună, ci să vedem de fapt acțiunea lui Dumnezeu. Și spuneam în al doilea rând, astăzi pe lângă providență, vedem tocmai credința. Pentru că noi s-ar putea prin proiectele noastre să uităm că există Dumnezeu, să uităm că există Cel care coordonează, care face frumosul, care face armonia, care face tot ceea ce vedem. S-ar putea să pierdem. Avem așa de mult, spunem noi, ne-am stresat de atâtea preocupări. Nu mai avem timp să mai vedem, nu mai avem timp să mai ascultăm, nu mai avem timp să observăm, nu mai avem timp să cugetăm, nu mai avem timp. Suntem stresați. Evanghelia de astăzi parcă ne scoate puțin din rutina noastră și ne spune, ia uitați-vă voi la aceste păsărele, ia uitați-vă voi la aceste floricele. Ce frumoase sunt datorită lui Dumnezeu. Cred că aici este, de fapt, concluzia mea. Datorită lui Dumnezeu există, supraviețuiesc și ne încântă. Mai mult decât atât, astăzi Iisus ne mai aduce ceva în față. Ne pune mult mai presus de flori. Sunt minunate florile, nu? Ne pune mult mai presus de păsărele. Sunt atât de încântătoare. Prețuiți mult mai mult decât păsările și decât crinii câmpului. Vedeți valoarea omului? Tocmai aici Iisus vrea să ne aducă. Voi oamenii care sunteți mult mai prețioși decât toate acestea, oare Dumnezeu vă va lăsa pe voi? Oare Dumnezeu nu va avea grijă de voi? Și prima lectură ne dă foarte frumoasă explicație. Isaia. Noi spunem, Domnul m-a părăsit. Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care o alăptează, fără ca să aibă milă de copilul ei? Iarăși o altă imagine. Dacă o femeie poate să uite de copilul ei, poate ușor de tot, Dumnezeu nu va face acest lucru niciodată.
Și e frumos că Isaia ne aduce în față imaginea de Dumnezeu mamă, Dumnezeu care are grijă. Iată așadar cele trei atribute pe care le gândeam eu astăzi, acela de providență, de încredere în Dumnezeu și de credință. Un înțelept spunea recent, zice, lucrurile au fost create pentru a fi folosite și oamenii pentru a fi iubiți. Zice, dar lumea modernă cred că a inversat. Zice, iubește lucrurile și folosește oamenii. Ei bine, tocmai aici cred eu și Evanghelia de astăzi vrea să ne spună, oamenii sunt iubiți de Dumnezeu. Doar atât ar trebui să facă ei, să aibă încredere în această iubire care nu înșeală niciodată. Să aibă încredere în Dumnezeu, să aibă încredere în providență. Și de aceea spuneți și dumneavoastră adesea, Doamne, ai milă de mine. Este cea mai frumoasă poezie, cea mai frumoasă rugăciune, dar și în același timp un act de încredere. Doamne, eu mă încred în Tine. Și am să închei cu o poezie a unei scriitoare italiene, Sandra Pertelli, care vis-a-vis de Evanghelia de astăzi exprimă următoarele cuvinte. Doamne, Tu ne inviți să privim păsările cerului și crinii câmpului. Nu fac nimic și totuși au totul. Nu se îngrijorează și totuși sunt atât de liniștiți. Noi, care mereu pretindem ceva, ei așteaptă. Ce este viața? Un drum plin de obstacole, de evenimente și de lucruri de făcut. Dar mai mult decât atât, este un drum pe care noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce suntem. Viața e făcută din muncă, din oboseală. Dar când preocuparea ne copleșește, viața devine o preocupare și o grijă continuă. De multe ori ar trebui să ne gândim mai mult la Tine, să lăsăm mai mult spațiu gratuității pe care vine de la Tine. Creștinul vorbește despre providență, dar de câte ori o are în viața lui și apoi de câte ori o experimentează? Viața de multe ori îndepărtează mirosul și gustul lucrurilor. Dar în prima dată ar trebui să căutăm pe Dumnezeu și dreptatea Lui. Restul vor veni pe deasupra, vor fi adăugate. Noi creștem mult atunci când ne încredem în Tine, nu când suntem activi. Atunci când noi respectăm drumul Tău, atunci de fapt acela e drumul nostru. Am vrea, Doamne, să nu am frică de nimic. Gândindu-mă la providența Ta, să fiu ca Francis din Assisi, să fiu ca Sfântul Benedict, să fiu ca toți sfinții care s-au încrezut în inima Ta. Ești atât de aproape de noi. Apa proaspătă să ude buzele noastre, pâinea să fortifice viața noastră. Mă simt bine, sunt fericită pentru că astăzi eu valorez mai mult decât crinul, valorez mai mult decât păsărica și sunt cu adevărat copil al Tău. Ce fericire poate fi mai mare decât să fii copil al lui Dumnezeu, asupra căruia își pune permanent mâna Sa ocrotitoare. Lăudați să fie Iisus Hristos!